Nu, degeaba, degeaba, că avem două mâini stângi. Eu nu cred că pot să fac nici asta, stai. Ha, mă, că asta s-a terminat. Și pe urmă asta, așa, hap. Ne facem naiba, exact ca pe clătite, iei și o întorci, pac. Și dacă oprești aici, ia dintre. Și ai oprit-o, păi, ia. Ia, 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 ah, ah. Opa! Mamson! Deci dacă te vede Mihaela Buzărnescu acum... Profesionist! Dacă te vede... Așa face și... Te ia la un antrenament. O așează aici și când îi dai, dă direct lui Cucu. Am o întrebare. Mihaela, te pupăm, scumpă! Te pupăm! Avem o întrebare la tine. Mă rog. De ce țipă doamnele alea când... De zici că le-au fugărită. Alea două, cel puțin surorile, țipă de se aud de la urziceni, de la Popeșle Ordeni. Și Șarapova țipa cel mai tare. Șarapova era de... Păi de asta aici se și spune Șarapova. Se auzea... Dacă juca pe central, se auzea trei terenuri mai încolo. Deci de ce țipă? Păi știu, și am jucat de două ori cu Șarapova și într-adevăr, așa era. Dacă când a țipat prima oară, nu te-ai speriat, zic, tu, ce țipe așa? Dar n-ai întrebat-o, ce-ai sora mea? Nu, nu vorbea ea foarte mult și atunci nu mi-am permis să o întreb nici eu, ca să nu cumva, înainteam nici lui să, eu, să provocăm așa o stare o mai... Fricțiune! Să știi că o să spun ceva ce ție nu-ți place să spun, dar eu o să spun, dar tu nu o să te superi că eu o să spun, nu e așa că pot să spun? Nu pot să spun, bun! Mihaela donează bani pentru oamenii care au nevoie de ei, în ciuda faptului că niciunul dintre noi în momentul ăsta nu se află într-o situație financiară atât de fericită. Din cât poate și din cât are, dăruiește celor din jur, fără să spună nici cât, nici unde. Așa că am simțit nevoia să spun eu, te rog să mă ierți pentru asta, am fost indiscretă, dar este ultima indiscreție pe care o să o comit în ceea ce te privește. Sigur. Mă bucur dacă am putut să ajut anumite cazuri din această perioadă și sper că și alte persoane care pot, atât pot ei să ajute, fiindcă am trecut și încă trecem printr-o perioadă tare, tare grea. Ce zici tu că se va schimba începând de mâine? Crezi că din punct de vedere economic o să ne afundăm mai tare pentru, sau crezi că e salvarea? Asta categoric, mai mult cred că de asta se și deschide sau îi dă drumul acestei relaxări, fiindcă nu se mai putea din punct de vedere economic, dar căderile se vor vedea în următoarele două luni, din ce mi s-a spus și mie, oricum va fi o perioadă mult mai grea, perioada ce urmează. Pentru sportiv cel puțin... Sper, din punctul meu de vedere, să ne putem relua activitățile sportive și într-un final să putem pleca la concursul. Momentan, până pe 13 iulie, nu putem pleca nicăieri. Și cum e? Am mai auzit o treabă mișto, că va trebui fiecare jucătoare să joace cu mingile ei, corect? Da, și să da. Le dezinfectați cât mai des posibil. Mingi de culori diferite, da. Costumuri destul de stricte pe care o să le impună și federația în momentul în care începem antrenamentele. Nu putem să ne antrenăm la aceleași ore, se joacă pe mai puține terenuri, nu avem voie să ne schimbăm acolo, nu avem voie să mai facem pregătire fizică, adică ne verifică cineva la intrare, ne ia temperatura, semnăm și imediat după antrenament ne plecăm acasă, adică nu avem voie să mai stăm acolo. Dar tot e ceva, că deja de aproape două luni de zile stăteam în casă și nu mai puteam să... Exact, bine asta să voiam ne revenim. Să te întreb, exact. Din auzi, Mihaela, o întrebare, iartă-mă că știi de ce nu joc eu bine și nici tu? Uite, are mingi și rachete de la Australian Open. Noi de unde le avem pe astea? De la... De la Chemal. Păi... Voiam să te... să te întrebăm așa, ultima întrebare serioasă. Pentru un sportiv de talia ta, statul acasă este foarte grav sau se recuperează repede? Nu, foarte grav, fiindcă eram obișnuiți cu trei antrenamente pe zi. Cel puțin eu atâtea făceam, că aveam unul de recuperare pentru operația de la umăr și petreceam cam două ore jumate și acolo și atunci se adunaseră și eram într-o formă foarte bună atunci. Eram gata să plec la concursuri și imediat s-a tăiat toată motivația, s-a tăiat totul când eram deja pregătită să plec undeva.
acum. Și acum nu știm nimic, dacă se rea, dacă nu se rea, motivația e schimbată și bineînțeles că sunt afectate antrenamentele 100%. Adică moralul sus, că nu o să ne lăsăm acum la spartul târgului. Acum zâmbim, o să vezi, se umflă din nou moralul în noi. Ce voi să întrebi? Să mă întrebi, că sunt specialistă. În primul rând, abia aștept să deschidă saloanele, că la mine și mingile au păr trebuie tunse. Și în al doilea rând, eu nu știu dacă așa arată mâna unui tenis. Mă, nu știu ce ai făcut tu cu mâna aia, că eu cu adică, a mea a rămas ca în filmele lui Sergiu Nicolaescu. Mă și niciodată n-am văzut când dau cuba jucătoarele. Vezi? După, să știi. Dar eu cred că racheta mea o băgat-o undeva de invidie. Auzi, de la efort, mă. Voiam să te rugăm dacă poți să ne înveți, că noi ne uităm la televizor ca curca în lemne și spune, dă-i, și a dat un forehand și, mamă, lung de linie și a pus-o la fileu. Dacă lungă și pe a doua. Aia e la fotbal, nu e. Așa, dacă poți să ne arăți un pic că... Că tot mă joc la perete acasă. Da. Cum vorbești tu la pereți? Exact așa. Deci cum se dă forehand? Vă arăt? Da. Eu sunt stâng. Hai că dacă mă pregătesc. Și eu tot stânga sunt. Adică nu știu, dar... Dar suntem avantajați noi dacă suntem stânga. Deci trebuie să țin racheta în stânga? Nu, tu țin ce... Da, m-a luat de-aia, mă murdărești pe stânga acum. Păi nu-i nevoie! Bun, dar știi gurea că-s pe stânga. Așa? E priza continentală. Ai! Asta, păi eu cu asta îi bat. Asta e priza de bază și pentru lovitura de dreapta trebuie să o schimb puțin, să-i schimb poziția. Să-ți vină, ai aici o dungă la nerv și să-ți vină puțin între cele două degete, între primul și al doilea. Cred că doar tu ai dungi, că eu la asta am niște pătrățele ceva. Cine ți-a pus să-i pui întrebarea asta, frățioare, pe cuvântul meu? Așa, m-am uitat la dungile astea, da? Și acum? Da, și eu cum las între cele două degete. Aha. Deci asta e tot. Asta. Și da. îi dau, adică mă las pe genunchi când îi dau sau îi dau drept? În momentul în care vine mingea, da? Mâna ta, da, tot, duci în față și mâna stângă în spate, deasupra umărului să vină racheta, deasupra umărului, capul rachetei, e o mișcare, ambele mâini funcționează în sens opus. Bă, tu îți dai seama, în primul rând trebuie să fiu atent să deschid brațele. Bun. Doi, să mă uit ca racheta, să nimerești mingea. Capul rachetei. Așa? Să vină la umăr. Bun. Vine și mingea. Bă. Și la umărul, da. Și când apoi vine mingea spre tine, flexezi, da? Unghii. Hop! Și cobori și racheta în același timp. Ha! Și apoi trești. A, păi dacă asta e tot. Gata, i-am dat. Gata, m-am prins-o. Uite-mă, asta a fost. Asta-i. Ia uite-mă. Opa! Și de unde sunt stângace de la măicuța mea, știi? Opa! Bine, și să nu fie adversarul să nu fie viu. Să nu dea tare, știi că... Aia e, că dacă dă tare, mă nenorocit. Mihaela, te pupăm din suflet. Și fii atentă că eu pun lui Cocoș între ochi mingea. Auzi, oare și el, Balui. Mulțumim frumos, Mihaela, te așteptăm un platou. Te pupăm, te iubim, multă baftă. Și să știi că suntem stângace împreună. Avem, da, clubul nostru. Eu sunt dreptaci. Bine, acum sunt murdar pe ambele. Dar, băi, chemat. Și tu unde n-ai bălea adus, mă, mâncați aici gura ta? Și mai ales îți mulțumesc că pe-aia mea ai lăsat-o nescrisă. Auzi, nu te supăra, dar ce, mă, ăsta s-a jucat în mină, mă, cu ele. S-a jucat, a băgat mâna la cărbuni. Da. Hai că ține-te că servesc, fii atentă. Stai. Atenție. Stai să mă uit la dunguțe, că m-ai nenorocit. Tu, deci, arată-mi cu stânga, cum făceai? Hop, hai să te văd dacă am știi. Asta e că am uitat, stai, nu am, ia mă ce. Deci, făceam într-un fel, făceam între așa. Degete, numai linia între degete. Trebuie să ții frumos. Tu dă mingea că eu servesc. Sau bag-o la chiloți, că ai văzut că se bagă la chiloți. N-am chiloți, n-am buzunar. Bag-o undeva.